Salutare, eu sunt Aurel, vă prezint vlogul Terra, iar astăzi am plecat la plimbare. Vreau să vă arăt câteva peisaje locale. Suntem la jumătate de oră de ferma noastră, într-o zonă care se numește North Devon, deci zona de nord a regiunii Devon din sud-vestul Angliei, iar această regiune în care suntem astăzi se numește Heartland Key. Deci cheile Heartland este de o frumusețe extraordinară. Noi am venit odată și era o vreme furtunoasă, am decis să ne întoarcem, iar astăzi am prins o vreme excelentă și în minutele următoare o să vedeți ce faună există în această zonă și ce peisaje minunate sunt foarte aproape de ferma noastră. Thank you.
Aceste stânci impresionante sunt caracteristice pentru partea de vest a zonelor Devon și Cornwall. Iar aici oceanul vine cu putere fantastică și sculptează în timpul a sute și mii de ani aceste stânci în formațiuni foarte interesante. Fiind mai departe de aglomerațiile urbane, avem parte de o zonă liniștită, chiar atunci când sunt mulți turiști în zonă. Aceste peisaje de jur împrejur au cărări pe care poți să mergi să faci trasee, bineînțeles deasupra, acolo unde vă arăt acum vor fi cărări deasupra pe unde putem să mergem. Noi doar suntem pe această plajă, după cum vedeți nu este nimeni aici. Dar întotdeauna vor fi oameni care încearcă să înnoate sau să vină cu o bărcuță, cum vedem acolo în depărtare. Să vă faceți o idee, avem 13 grade afară. În apă probabil o să fie sub 10 grade. Și cu toate acestea sunt oameni care se aventurează. Deci în această zonă putem să întâlnim diferite animale, de exemplu căprioare, iepuri, ursuci, tot felul de șoricei, vulpi, păsări de pradă. Mai avem și un șarpe care putem să-l întâlnim aici, se numește Adar. Niște mâncători de stridii, aceste animăluțe, aceste păsări, cormoranul, delfin, foci, bineînțeles pescăruși, florile care le-am filmat mai devreme, să le găsim și aici. Iar alături avem câteva obiective turistice. Avem un far, o cascadă, o biserică care poate fi vizitată și aici sunt traseele care le putem face. Sunt desenate punctant pe această hartă. Să vizităm diferite puncte de atracție. Aici avem un semn pentru un traseu pe lângă coastă. Iar în partea aceasta este alt semn și ne spune unde putem să ajungem. Trebuie să urmărim semnul cu ghinda dacă vrem să facem acest traseu. Flux, reflux, în spatele meu apa se retrage, ce este în reflux și noi ne retragem acum, dar dacă veți dori mai multe videouri pe tema aceasta, adică a peisajelor frumoase, nu departe de ferma noastră, atunci cu siguranță vom face și alte videouri. Mulțumesc! Thank you.